Polițiștii de frontieră au depistat la controlul de frontieră un cetățean român care conducea un autoturism căutat de autoritățile din Germania. În data de 13 august, la ora 23, la punctul de trecere a frontierei Stamura-Moravița, județul Timiș, s-a prezentat pentru efectuarea controlului de frontieră un cetățean român în vârstă de 24 de ani la volanul unui autoturism înmatriculat în Franța. În urma verificărilor specifice, polițiștii de frontieră au constatat că vehiculul figurează în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare, alertă introdusă de autoritățile din Germania. Drept urmare, autoturismul în valoare de aproximativ 300.000 de lei a fost indisponibilizat la sediul sectorului, iar cercetările continuă sub suspiciunea comiterii infracțiunii de tăinuire, urmând ca la definitivarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale care se impun.